Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, o ediție specială. Invitat este medicul Mădălin Ipatie, șeful Serviciului de Ambulanță Prahova. V-am invitat aici în dublă calitate, în principal pentru că ocupați funcția de manager al Serviciului de Ambulanță Prahova, dar și faptul că sunteți medic. O să discutăm și despre ceea ce faceți dumneavoastră atunci când ieșiți din tura de la ambulanță, pentru că trebuie spus, invitatul meu din această seară este unul dintre cei mai buni medici anesteziști care continuă să-și profeseze meseria, chiar dacă are și o responsabilitate în zona administrativă, repet, este managerul Serviciului de Ambulanță Prahova. Domnule Ipatie, v-am chemat în emisiune pentru că dumneavoastră, alături de medicii din spitalele sub COVID, și mă refer aici în principal la cei din terapie intensivă sau unitatea de primire urgențe, sunteți în prima linie într-o perioadă în care numărul solicitărilor este foarte mare. E clar că avem un sistem sanitar supus unei presiuni uriașe. Citeam ieri statistica DSP Prahova, 1056 de îmbolnăviri, un număr foarte mare raportat, repet, la 24 de ore. Multe dintre aceste cazuri sunt descoperite în urma unor apeluri la 112. Iar aici interveniți dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Vroiam să vă întreb, cum face față serviciul de ambulanță Prahova unui număr uriaș de solicitări în raport cu, nu știu, o perioadă normală, dacă putem să-i spunem așa, de astăvară, atunci când nu se punea problema niciunui val pandemic? Cum fac față colegii dumneavoastră? Foarte greu. În primul rând, ca să înțelegeți, dacă până acum două luni noi ne confruntam cu un număr de solicitări undeva la 300-350 de solicitări pe 24 de ore, în momentul de față stăm la o medie de 800 de solicitări pe 24 de ore. Adică de aproape 3 ori mai mult. Cam așa. Gândiți-vă că la aceste solicitări eu am un personal operativ la 130 de ambulanțieri sau șoferi autosanitară, 120 de asistenți și un număr de 13 medici. Gândiți-vă dacă oricum acest personal este undeva la 40% din necesarul care ar fi trebuit acoperit cu personal. Practic, la mai puțin de jumătate din personalul care ar trebui să funcționeze ca serviciul de ambulanță Prahova să fie unul, să spunem, la standarde. Da? Bun, și în cazul ăsta, totuși, având un om în loc de doi, cât ar fi trebuit, cum reușiți să ajungeți la 800 de apeluri în 24 de ore? Deci, problema este, noi răspundem la oricine sună 112. Pe această cale o să am și eu o rugăminte să fac apel la cei care sună 112, când pun mâna pe telefon, să se gândească de două ori înainte să o facă, pentru că nu vreau să privez de urgența majoră persoanele care chiar au nevoie într-adevăr de acest lucru. Ca să înțelegeți, în momentul de față, eu lucrez cu... Tăind și concediile de odihnă, lucrez cu un număr suplimentat de la 30 de echipaje pe 12 ore la nivel de județ, undeva la 38 de echipaje la nivel de județ. Din cazuistica asta de 800 de solicitări pe 24 de ore, 600 este numai legată de patologia COVID. Patologie COVID, ce înseamnă? Atât... evaluarea și recoltarea testelor, da, plus simplu testare și recoltare. Ca să înțelegeți, nu am venit în această, n-am răspuns aceste invitații ca să spun că mă plâng și că nu mai fac față la solicitări. Trebuie să găsesc soluții în aceste situații. Dacă am făcut apel la Ministerul Sănătății să mi se dea, că avem rezidenți pe post, în număr de 11, să lucreze acei rezidenți pentru noi, dacă am făcut apel din acele 1000 posturi suplimentare date, Prahova a primit doar 21 rezidenții, ca să vă spun, niciunul n-a vrut să lucreze pentru noi.
asta ce puteam să fac? Să bag capul în pământ și să văd cum înjură toată populația. Am găsit sprijin la autoritățile locale, împreună cu domnul subprefect și cu domnul primar, am găsit sprijin la școli. Da. Deci, odată cu închiderea școlilor, personalul medical, da? Asistenții, da, exact. S-a găsit soluția legală să fie detașați mie. Am un număr de 15 asistenți care împreună cu ajutorul celor de la ISU cu care lucrăm foarte bine în cooperare, colaborăm foarte bine, ei mi-au dat niște dastre conduse de pompieri și cu acest personal să pot face față la testări și recoltări. Acum, testările și recoltările au venit în sarcina noastră. În ce sens? Noi suntem singurii care legal putem testa și urca în Corona Forbes rezultatul, da, testelor. Acum, cu ce am suplimentat? Deci, am 6 echipaje pe zi și în momentul de față lucrez cu 2 pe noapte, fiecare echipaj rezolvându-mi un număr de, dintre aceștia, 20-30 de testări. Din practic, astea 600, da, este ceva. Ca să înțelegeți, din astea, deci v-am și spus, 600 de cazuri sunt testări și recoltări, plus urgențele, sunt cei care sunt simptomatici și oricum trebuiesc să fie văzuți, evaluați și dintre aceștia majoritatea sunt gravi și trebuiesc duși la spital. Asta vreau să vă întreb, apropo de bolnavii gravi care, mă rog, din anumite motive, teama de a merge la spital, faptul că ei cred că fac o formă ușoară și că nu vor ajunge într-o stare avansată de degradare din punct de vedere sanitar, că nu cred în COVID și așa mai departe. Cum reacționează colegii dumneavoastră atunci când ajung, de exemplu, la un caz din acesta grav în care bolnavul pur și simplu nu mai poate respira, că de fapt acolo se ajunge, nu? Și ce sfat aveți dumneavoastră pentru cei care se uită acum la noi, care poate au acum simptome ușoare și consideră că nu e cazul să se testeze, nu e cazul, e o simplă răceală, o să treacă, nu e cazul să sun la 1-2 sau nu e cazul să mă îngrijorez? Deci problema este așa, din punctul meu de vedere. Deci, COVID-ul, știm toți, este o viroză și este o chestie cu care ne vom confrunta mult timp de acum încolo. Când este forma asimptomatică sau ușoară, rugăminte să se ia legătura cu medicul de familie. Medicul de familie este cel mai în măsură să inițieze un tratament chiar de început. Bineînțeles, ambulanța confirmă dacă este COVID sau nu, având capacitatea de testare și de a urca în Corona Forbes. Și din acest moment, deci eu las, știe pacientul este COVID pozitiv, da, și urmează să fie în continuare tratat de către medicul de familie sau echipajul care vine să-l testeze este instruit în momentul în care a găsit și o formă mai decompensată, pentru că sunt pacienți care preferă să stea acasă, să se trateze, imediat este sfătuit să meargă la spital, iar echipajul imediat comunică cu dispeceratul și acest pacient va fi transportat la spital. Bun. Salvându-i viața, că despre asta vorbim, domnul doctor, despre faptul că acel echipaj de pe ambulanță, în momentul în care experiența și știința medicală îi recomandă bolnavului e cazul să mergi la spital, omul respectiv să înțeleagă că nu e de joacă, că nu e de glumă și că dacă cel de la ambulanță i-a recomandat să meargă la spital, să nu refuze, deci, chestia asta. Asta da, problema este. Deci, în primul rând, pacientul trebuie să aibă o legătură foarte strânsă cu medicul de familie și medicul de familie îl monitorizează zilnic. Chiar sunt sfătuiți să-și ia zilnic temperatura, să-și monitorizeze saturația. Oricum, în momentul în care saturația scade și se apropie de 90, e obligatoriu, sunt sfătuiți să meargă la spital. Că mai sunt și unii care refuză pe semnătură, asta este problema lor. Oricum, în momentul în care starea lor se deteriorează, ei cum sunt sfătuiți să revină cu telefonul și vor merge la spital?
Se întâmplă, domnul doctor, aveți multe cazuri în care sună o persoană cu simptome, sună la 112, vine, îi se recoltează, îi se face testul, iese pozitiv, zice, a, nu vreau să merg la spital, după care, nu știu, peste câteva ore sau peste o zi, două, să sune, haideți că mi s-a făcut rău și chiar trebuie să ajung la spital pentru că nu mai pot să respir. Aveți situații de genul acesta? Sunt, vă dați seama că sunt și situații de genul ăsta. Problema este... Și aceste recoltări și testări, gândiți-vă că la început, cu personalul care îl aveam, să fiu sufocat dintr-o dată cu 600 de cazuri legate de această patologie. Problema este, gândiți-vă, mai ales dispeceratul, dacă la un moment dat luam solicitări cu două operatoare, acum iau cu trei. Deci este o avalanșă, efectiv o avalanșă de apeluri. Dacă fac o socoteală, nu știu, la 24 de ore, ce înseamnă 100 de apeluri, înseamnă că telefonul ăla sună aproape non-stop. Problema este așa, la început, pentru aceste testări și recoltări, se așteptau chiar și 72 de ore. Acum vă spun, înțeleg și populația care este nemulțumită, dar acesta era capacitatea mea de a răspunde acestor solicitări. Am reușit să le reduc prin tăierea concediilor la aproape 24 de ore, dar au început și din personalul meu să am victime. Momentan și cu acești oameni detașați, eu fac față la maxim 24 de ore să-i testez și să-i evaluez pe toți cei care au nevoie de serviciul 112. Bun, domnule doctor, ce se întâmplă însă cu cei 200 de bolnavi care nu au simptomatologie de COVID și care au, probleme care necesită transportul la spital sau măcar vizita cu ghilimele de rigoare a unui serviciu, a unui echipaj de la ambulanță? Ce facem cu ei? Stați puțin, să nu vă imaginați că acum toată patologia noastră este COVID. Deci în prima fază când a început COVID-ul, chiar stăteam în dispecerat și mi-am dat seama că dacă nu fac nimic un pic să separ, genul ăsta de cazuri nu era bine ce se întâmplă. Adică în sensul, gândiți-vă, sunt accidente rutiere, sunt cazuri legate de celelalte patologii, accidente vasculare, infarcte, inconștienți, stopuri. Adică, cum să spun, nu putem lăsa populația fără serviciu 112, fără asigurarea asistenței medicale de urgență. Acum, unde am probleme? La cei care apelează 112. Adică sunt cetățeni care, de exemplu, nu au răbdare, chiar dacă li se explică, din start spun că sunt pentru testare. Nu au răbdare și tot revin cu telefonul. În momentul în care se sună după diverse telefoane, îmi dai vârstă diferită, cu toate că ai același nume și aceeași adresă, în momentul de față mai sunt și erori la noi în dispecerat și sunt situații în care te trezești că a venit de două ori ambulanța la aceeași adresă. Da. Oamenii apelând la astfel de tertipuri în speranța că o să vină mai repede, nu? Da. Dacă sună de pe mai multe numere de telefon, vezi, Doamne, o să vină mai repede echipajul. Dar el neavând o formă gravă de boală ăștia sunt cei care sună cel mai frecvent. Cei care, să spunem, au ei impresia că mă confrunt. Vă rog. Dacă la început erau COVID și încercau să nu-și facă publică boala, da. Acum mă confrunt cu situația în care chiar dacă sunt covizii de mai mult timp și aceștia apelează sistemul unic, mă confrunt cu situația în care, de exemplu, sunt contacți și vor neapărat să fie testați în ideea în care să le se elibereze acest certificat verde. Deci sunt în situația în care am câte 15 cazuri în așteptare și asta mi se întâmplă aproape zilnic și nu pot, cum să spun, sunt situații, deci lumea trebuie să înțeleagă, 112 este un sistem de urgență. Ambulanța funcționează conform legii 53 pentru asigurarea asistenței medicale de urgență. Nu să stau și să fiu un fel de call center și să spun eu populației cum să obțină certificatul verde, cum să obțină certificatul de carantinare. Deci neapărat trebuie 112 să fie scutit de astfel de apeluri.
Am înțeles. Domnule doctor, ca să fie foarte clar, dacă, de exemplu, un membru al familiei care poate avea 3, 4, 10 membri... Deci am înțeles, nu contează, știu ce vreți să mă întrebați. Problema ceilalți, e așa. Ceilalți nu, deci, nu pot fi testați toți, nu? Asta e ideea. Deci, de asta și încerc să vă spun. Vă rog. Serviciul unic de urgență 112 asigură asistență medicală de urgență. Deci, noi testăm toți pacienții simptomatici. Da? Deci este în august a apărut noua procedură în care spune că contactii se testează în zilele 3-5, dar nu de către personalul ambulanței. Exact. Iar acum vă spun, mă confrunt cu isteria asta să se obțină certificatul verde. În incredibil. Care deci problema incredibil. Este, hai să vă spun, nu ar fi cam și multe reclamații, de ce nu sunt testați toți contactii? Toți membrii familiei, gândiți-vă, toți contactii? Eu trebuie să fac economie de timp și, într-adevăr, ambulanța să fie pentru cel care are nevoie de asistență medicală cu adevărat. Domnule doctor, dar nu poate fi făcută foarte simplă acea testare, inclusiv la, să spunem, în zona aceasta de farmacie, da? Pentru că și farmaciile care sunt autorizate de către Ministerul Sănătății să facă teste rapide, și ele au, în situația în care testul este pozitiv, și ele vor încărca în acea platformă și va avea persoana respectivă, să spunem, acces la certificatul verde. Adică nu trebuie să chem ambulanța ca să testeze toți cei 20 de membri ai familiei, nu? E aberant. Lumea ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta, dar eu vă dați seama că serviciul public de ambulanță nu pot să spun personalului, dacă nu mai ai răbdare, du-te și testează-te la o farmacie sau du-te în parcarea... Colegii dumneavoastră se confruntă pe teren cu ostilitatea din partea celor care sunt nemulțumiți. Domne, ați ajuns după atâtea ore, nu o testați pe mama care este contact direct. Vă rog. V-am spus, în momentul de față și datorită ajutorului care l-am primit de acest personal, mă încadrez în 24 de ore. Cu acest personal țin sub control aceste 600 de cazuri de COVID. Dacă sunt în creștere, nu știu cum mă voi mai descurca. Problema este, populația nu prea are răbdare. De exemplu, dacă a sunat la 9 dimineața și a ajuns la 21 ambulanța, credeți-mă că mă trezesc cu înjurături și chiar cu agresiuni din partea populației. Se întâmplă gen, dacă mă duc la 2 dimineața, bineînțeles vine aparținătorul și îmi spune: domnule, eu nu o să o trezesc acum pe mama ca să o testați dacă ați venit la ora asta. Deci credeți-mă că sunt foarte multe rugăminte. Nu este cu supărare și pentru acest... Deci nu este cu supărare, numai reveniți cu telefonul și spuneți: nu mai am nevoie de serviciile ambulanței, că poate are altcineva nevoie. Bun, există acest prag, din păcate oamenii cred că dacă sună la ambulanță, ambulanța va veni în maxim 30 de minute și va fi testat sau, mă rog, îi se acordă... Cum se fac prioritizarea? Deci, cum lumea se face prioritizarea? Lumea vreau să aibă încredere în serviciul 112, pentru că întotdeauna când este vorba de o urgență majoră, ambulanța vine. Deci, selecția cazurilor se face... Cum să spun? Drastic, ca să înțelegeți. Bun, de exemplu, asta, vă rog, vă rog. De exemplu, că am discutat și cu cei de la STS, că era la un moment dat vorba, intră apelul în 112 și să clic să dea un buton și intră testare. Nimeni nu-și asumă dacă acel pacient este strict pentru Corect. Testare, dacă nu ai o discuție, nu-i faci o anamneză prealabilă pacientului și să vezi într-adevăr vrea testare sau chiar este și simptomatic și are nevoie și să fie evaluat. Și asta doar cu discuția din operatorul, nu? Operatorul registrator de urgență care are și o pregătire medicală. De-aia dorința mea este să fie și ei înțeleși. Lăsați 112 și operatoarele noastre numai pentru probleme medicale. Nu mai sunați la 112 pentru că nu știți cum să obțineți un certificat verde, că nu știți cum să obțineți un certificat de carantină, că nu ați luat legătura cu medicul de familie. Și, deci pentru sfaturi, deci dacă nu sunteți o problemă, nu aveți o problemă medicală, nu mai sunați. Vă spun, acum mă confrunt cu situația asta, că de ce nu mi-ai testat și copiii care au fost, că aș fi putut, dacă tot au stat în izolare, au și nevoie de certificat. Deci problema cu certificat acum îmi blochează 112. Bun. Ca să fie clar, deci, inclusiv pentru cei care ne urmăresc acum. Trebuie să înțeleagă că
Oricând poate apare o urgență majoră și oricine are nevoie de o ambulanță, Doamne ferește, poate să fie oricare, cum să spun, mama, tata, oricine. Când ai sunat 112 și este o urgență cu adevărat, ca să poată să vină ambulanța, trebuie să se și poată răspunde la apel. Dacă 112 este blocat, cum pot să fac acest lucru? De multe ori am reclamații, vă spun, nici nu mai am curaj să răspund pe site-ul, la câte reclamații primesc în ultimul moment. Într-adevăr, lumea sunt, cum să spun, le dau și dreptate, dar sunt legat și de mâini și de picioare, pentru că eu sunt subdimensionat ca personal. Deci dacă aș putea să-i mulțumesc pe toți, aș face-o. Și legat de testări, am înțeles, suntem singurul serviciu care facem testări gratuite. Credeți-mă, am tot ce-mi trebuie, nu am personal. Mai mult de atât, nu am de unde să obțin. Bun. Domnule doctor, revin la ceea ce a spus dumneavoastră. E foarte important ca oamenii să înțeleagă cum funcționează apelul la 112. Dumneavoastră le garantați, iată, personal în carne și oase, faptul că dacă, Doamne ferește, în familie există un caz de extremă urgență, i s-a făcut rău, a devenit inconștient, nu știu, sunt semnele unui AVC, sunt semnele unui infart, cu siguranță apelul respectiv la 112 va fi tratat în regim de urgență. Adică echipajul nu se va duce mai întâi să testeze nu știu ce speriat că are roșu în gât și ar putea avea COVID. Urgența majoră este protejată. Adică întotdeauna va avea prioritate, da? Trebuie să știe că nu vom fi niciodată în situația în care se va suna pentru o urgență majoră, un inconștient, un accident rutier, deci nu va avea cine să vină. Deci acestea sunt cazuri prioritizate. Problema este și de patologia COVID, adică dacă ai sunat și ai spus am o insuficiență respiratorie gravă, dispneizez, oricum orice dispneie este o tratăm și ca o suspiciune conform metodologie sus pe COVID, dar imediat va veni un medic la caz. Am înțeles. Adică urgența este urgență. Bun. Cum ați reușit să nu avem acele cozi de ambulanță la UPU sau la alte spitale suport COVID, așa cum se întâmplă frecvent în capitală, de exemplu? Ok, înțeleg că incidența este oricum mai mică, deși dacă stau să mă uit, ieri în Prahova au fost 1000 de cazuri, în București 1500, diferența nu mai este atât de mare. Între cazurile infectări între județul Prahova și capitală și incidența din Prahova este cea mai mare după capitală și Ilfov. Cum ați reușit să nu se ajungă la blocajul acela în care bolnavii să rămână în ambulanță, evident ambulanța blocată în fața spitalelor? Și cu asta știți cum e, mă rog, de la zi la zi să nu se ajungă la asta. Problema este că în momentul de față totul ar fi ținut, să zic, sub control, prin strânsa colaborare între cu toți managerii de spitale și cu autoritățile locale care are comunicare cu toți aceștia și să găsim soluții în sensul că dacă numai pacienții gravi să ajungă la UPU și la Spitalul Câmpina suport COVID, da, iar cei care au forme mai ușoare îi ducem la celelalte spitale, da, ulterior deschise pentru a primi pacienții COVID. Practic, din ce înțeleg eu, se face o triere, da, de către noi. Bun. Adică, ca să înțelegeți, la Spitalul Județean ajung numai cei foarte gravi. Și ei acum se confruntă cu o mare problemă, că vă spun, acum foarte mulți pacienți sunt gravi. Da, iată, o altă situație. Spre deosebire de valurile trecute în care cazurile grave reprezentau un procent foarte mic din numărul celor depistați pozitiv, acum, din păcate, proporția este mult mai mare. Bun, și în ambulanță, nu știu, cum fac față colegii dumneavoastră acestui stres, că bănuiesc că văd tot felul de patologii, văd tot felul de persoane, văd tot felul de, nu știu, mă gândesc cât de greu poate fi pentru un medic sau un ambulanțier sau un asistent care este chemat să transfere de la domiciliu o persoană vârstnică care i-ar putea fi bunic sau un minor care i-ar putea fi copil, nepot și așa mai departe. Cum rezistă psihic? Nu. Deci acum, problema este că suntem un personal foarte ok. Acum nu stau să laud serviciul de ambulanță, că am și eu uscăturile mele, știți cum e. Mai e câte unul care o mai dă cu bățul în baltă, dar trebuie să-l acceptăm că face parte din colectiv.
când s-a făcut acea campanie de vaccinare, știți, în da. Parcarea Carrefour. Au răspuns prezent, deci a fost o solidaritate a angajaților și mai bine de 100 de angajați, deci au venit din timpul liber ca să susținem această campanie de vaccinare. Bun. Și acum, cu toate că le-am tăiat concediile, v-am spus, sunt și unii care nu prea înțeleg și își bagă cât un medical, și da, ăștia sunt foarte puțini. Problema este, ei au înțeles rolul care îl au în momentul de față. Deci dacă, și era normal să-l înțeleagă. Problema este că stăm, strângem din dinți, să treacă și perioada asta și vedem ulterior... Așa, din ce vedeți dumneavoastră în ultimele zile, pentru că tot se vorbește, domne, am ajuns la un platou, faptul că, mă rog, crește deci ritmul de vaccinare. De o săptămână suntem la un platou crescut. Eu vă spun, adică, sub 800 de cazuri nu scade. Ce-mi doresc să nu trec de 800, că vă spun, iarăși populația va fi și mai nemulțumită. Eu vă spun, acum de câteva zile eu vreau să cred, cele mai mari mulțumiri le am pe partea asta de testări și recoltări, că nu pot să fiu prompt. Dar restul, urgența majoră, nu poate să spună nimeni că n-a ajuns ambulanța când a fost solicitată. Discutam înainte de a porni această emisiune că dumneavoastră, după ce ieșiți din tura de șef al ambulanței, Prahova, vă exercitați și dreptul de medic, ca să zic așa. Sunt manager interimar. Probabil fostul manager a ieșit la pensie și eu am fost și director medical 9 ani de zile. Îi mulțumesc pe această cale și pentru că m-a sprijinit să mai fac o specialitate terapie intensivă, anestezie terapie intensivă. Acum vă dați seama că ca formație sunt medic și nu pot să nu lucrez ca să-mi pierd dreptul de practică și mai ales în situația actuală. Dacă când este aveți timp, domnule doctor, problema când aveți că timp? Lucrez atât în spital și la spitalul județean și la spitalul Câmpina și pe secție COVID și pe non-COVID. Timp. Problema este că și eu zic la un moment dat că se va fi liniște și voi avea și timp de mine. Dar acum gândiți-vă, fiecare medic contează, fiecare ajutor contează. Dumneavoastră vă prestați calitatea de medic inclusiv în secțiile suport COVID? Da. Și nu vă e frică, nu vă e, nu știu, la sincer, modul că sincer, ați putea fi, manager, stați la un birou departe de tot ce înseamnă pericol? Nu este stilul meu. Și vă spun, dacă consider că la un moment dat nu mai pot să coordonez și să fac ceva pentru serviciul de ambulanță, deci îmi dau demisia. Până la urmă, eu sunt medic. Ideea este că vă spun și legat de COVID. Îmi aduc aminte primul caz care a fost tatăl acelei asistente de la Gerota. Da. Primul caz de COVID la noi în Prahova și a picat pe mine să-l intubez. Credeți-mă, cu tot combinezonul, cu toată protecția, cu tot. Deci, vă spun sincer că tremuram ca varga. Da. Da? Pentru că atunci nu știam exact ce se întâmplă. Da, COVID. Corect. La un moment dat și cu toată protecția care am avut-o, că umblam, că zicea lumea că poate nu sunt chiar sănătos, că umblam chiar cu 3 măști puse, credeți-mă că m-am bolnăvit și eu de COVID. Deci ați făcut boala. Am făcut boala. Era practic imposibil. În mediul în care lucrați, nu știu, trebuia să fi avut un noroc fantastic să nu contactați. Deci credeți-mă, să lucrezi în acest mediu nu este ai imposibil. Cât protecția. Deci este imposibil să nu... La un moment dat, un virus aerogen. Cât ai fugit de el, toți o iei. Bun. Am ajuns la finalul emisiunii. Ce mesaj le adresați celor care au această tentație de a suna la 112, așa cum sunați deci, noastră, deci, fără să aibă o adevărată urgență? Toți care sună, îi rog să fie responsabili în momentul în care o fac. Sunt persoane care într-adevăr au nevoie de serviciul acesta unic de urgență 112. Cum să spun, nu mai confundați 112 cu un call center pentru diverse probleme. Un certificat că vrei să stai în carantină, un certificat verde. Deci asta nu trebuie să fie prioritatea 112. Da. Domnule doctor, vă mulțumesc și pentru... Vă rog. Și legat scurt, sfătuiesc...
populația să se vaccineze. Iarăși, este un lucru important, mai ales că în acest weekend la Ploiești va avea loc un maraton al vaccinării. Dumneavoastră sunteți martorul viu al beneficiilor pe care le are vaccinul și trebuie să le spunem oamenilor că ceea ce transmit autoritățile. E o statistică cât se poate de oficială, doar până în 10% din formele grave. Ca anestezist, vă rog, vaccinați-vă, pentru că eu vă spun, cei care ajung forme grave sunt din rândul celor nevaccinați. Și gândiți-vă că în momentul ăla toți regretă că n-au făcut-o, când deja văd moartea în fața ochilor. Da, un mesaj care pare așa, să spunem, foarte dur, dar perfect adevărat. Repet, întăresc ceea ce spune domnul doctor Ipatie, doar 5 până la maxim 10% dintre persoanele care ajung cu forme grave, să dezvolte forme grave și care au nevoie cu adevărat de spitalizare, sunt vaccinați. Restul de 90 și sunt persoane nevaccinate. Uitați de tot ce s-a spus până acum, că și vaccinații poartă virusul. Ok, și noi, cei care ne-am vaccinat, purtăm virusul, putem distribui, dacă pot să spun așa. Important este să nu aglomerăm, iată, ambulanțele, să nu aglomerăm spitalele, unitatea de primiri urgențe, secțiile de terapie intensivă și în principal să trăim, fraților, că despre asta vorbim, despre viață și despre moarte. Încă o dată vă mulțumesc, domnule doctor. Și noastră, mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate.